Bună seara din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Este început de luna iunie și tema copilăriei se aude fredonat în aceste zile. De aceea, în seara aceasta, vreau să ne uităm la copilărie din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva ceea ce spune Sfânta Scriptură. Și invitat în studio este domnul Liviu Căprar, profesor și pastor. Vă spun bună seara, bine ați venit la emisiune. Bine v-am găsit. Știu că sunteți implicat în mai multe organizații creștine pe tema educației, cu vastă experiență în domeniul educației. Ați fost directorul liceului Logos în București. Continuați să predați la Logos. Ce ați putea să ne spuneți câteva cuvinte despre AXI? AXI este de fapt Asociația Internațională a Școlilor Creștine, o asociație care a venit la noi în România imediat după 1990. De fapt, din 91 liceele care funcționau atunci la noi în țară au fost și înscrise ca membre în această asociație. Ea vine din Statele Unite, are un sediu pentru Europa în Budapesta și ea adună la oaltă toate școlile creștine. Este o organizație care la nivel mondial are peste 5.000 de școli și, bineînțeles, un număr foarte mare de elevi. De la noi din țară sunt peste 50 de școli înscrise în această asociație și noi colaborăm, ei organizează conferințe. De fapt, inițial, imediat după Revoluție, noi ne-am organizat într-o asociație a profesorilor, educatorilor, învățătorilor creștini în România, dar odată ce AXI a venit în România și prima conferință a fost în anul 1991 la Timișoara, ei aveau exact aceeași țintă în planul lor, aveau exact aceleași scopuri și atunci asociația noastră oarecum nu a mai funcționat, ci am intrat sub umbrela Asociației Internaționale a Școlilor Creștine. Și vă ocupați de secțiunea liceea, dacă știu bine. Mă ocup de secțiunea licee, sunt de fapt consultant pe probleme de educație, colaborez cu ei, așa cum am spus, din 1991 și în principal particip la conferințe, susțin seminarii, chiar sesiuni plenare și în probleme de educație, atunci când ei sunt interesați de cum funcționează sistemul educațional în România, evident le ofer consultanța în funcție de ceea ce știu. Pe linie de grădinițe avem pe Elisabeta Rauca, care se ocupă la nivel de grădinițe, la nivel primar și ea este de fapt cea care ține permanent legătura cu biroul de la Budapesta. Sunteți implicat și într-o altă organizație, Eureka, sunteți secretar executiv. Cu ce se ocupă organizația aceasta și ce legătură are cu România, să spun așa? Eureka nu are o legătură directă cu România, dar ce pot să spun este că cel care a fost la originea acestei organizații, European Educators Christian Association, este aceeași persoană care a dus și AXI în România, respectiv Henry Tavis, în anul 1991 și am putea spune că tot la aceeași conferință din Timișoara a fost lansată și Eureka în România. Ea funcționează la nivel european și singura diferență este că, având un specific european, sunt conferințe care se țin în limba engleză, dar sunt traduse și în limba germană și în limba franceză, deci limbile de circulație, cel puțin în spectrul european. Și ea se adresează mai mult profesorilor creștini care predau și în școlile publice, în timp ce AXI se adresează în primul rând școlilor creștine, pentru că este o asociație de școli creștine. În seara aceasta am propus să discutăm despre copilărie din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva Scripturii și aș vrea să începem cumva cu starea în care se naște un copil în lumea aceasta. Știu că și aici sunt puncte de vedere diferite, dar care ar fi condiția spirituală din perspectiva dumneavoastră a Sfintelor Scripturi, din perspectiva
perspectiva evanghelicilor în care un copil vine în lumea aceasta? Cred că am putea pleca de la un text foarte cunoscut. David spune în Psalmul 51, versetul 5, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Sunt mai multe texte care încurajează evident această perspectivă. Copilul nu se naște bun, așa cum probabil ne-ar spune Jean-Jacques Rousseau. Nu se naște nici neutru, din punct de vedere moral, ci el poartă în sân acest păcat originar, înclinațiile păcătoase, și asta ne spune textul pe care l-am citat. Copilul vine pe lume cu un punct de vedere egocentric. Acum, dacă ne uităm, comparația probabil că nu este cea mai relevantă, dar copiii se nasc și când se nasc țin pumnii strânși. Deci parcă totul e a lor, e foarte greu să încerci așa să desfaci degetele unui copil mic. Ei vin cu acest punct de vedere egocentric și de când sunt mici, eu știu, din primii ani, sunt foarte sesizabile aceste inclinații păcătoase și tendințele inimii. Și cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Ieremia spune, inima este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Cineva făcea o comparație foarte interesantă și asta mi-a plăcut. Inima unui copil este asemenea unei grădini, în aparență curată, dar în solul căreia se află ascunse semințe de tot felul. Semințe care aparțin acestui păcat originar. Și mai devreme sau mai târziu, aceste buruieni vor fi vizibile. De exemplu, buruienile încăpățânării sau ale egoismului, ale revoltei. Fiecare dintre noi știm că noi nu învățăm copiii de mici să mintă sau să se ascundă atunci când fac ceva greșit, dar există această tendință în ei. Și ca să concluzionez, deci copilul se naște rău și are nevoie de mântuire. Da. Interesant, pentru că, într-un fel, ce ați spus vine cumva în contradicție cu ceea ce portretizează umanismul, vine în contradicție cu copilăria frumoasă, copilul este frumos, da, cu siguranță copiii sunt frumoși, dar vine în contradicție cu acea idee că mai există ceva bun acolo și că acel bine cumva ar trebui să-l încurajăm să se dezvolte în viața copilului. În fața acestei realități a unui copil care se naște într-o stare păcătoasă, ce ar putea face părinții? Și după aceea poate să ne uităm ce face școala, dar ce ar putea face părinții în vederea sprijinirii copilului să-și mântuiască sufletul, să vină la acel punct al schimbării vieții lui prin mijloacele pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziție? Răspunsul scurt ar fi acesta. Părinții pot face multe, dar nu pot să-l mântuiască pe copil. Cred că ce pot face părinții este doar să îl conducă înspre mântuire și aș da un răspuns mult mai dezvoltat. Cred că primul lucru în procesul acesta al conducerii unui copil înspre mântuire este să îl încredințeze pe copil Domnului. Și aici avem și un exemplu în Scriptură, Ana, mama lui Samuel. Samuel nu s-a născut într-o perioadă istorică și socială mai favorabilă, aș spune, vremurilor pe care noi le trăim. Despre acea perioadă, Scriptura spune că cuvântul Domnului era rar în vremea aceea, era vremea judecătorilor. Deci, contextul de atunci a fost la fel de stricat, ostil, păcătos, întunecat și păgân. Dar ce a făcut Ana? Ana a încredințat viața și viitorul copilului pe care l-a așteptat din partea Domnului în mâna lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în text, 1 Samuel, capitolul 1, versetul 22, versetul 28, este foarte evident acest lucru pe care l-a făcut Ana. Ce vreau să spun este că noi trebuie să facem lucrul acesta nu doar atunci când îi aducem pe copii la binecuvântare. Cred că de la început trebuie să stabilim
acest titlu de proprietate. Noi știm că, de fapt, copiii sunt un dar de la Domnul și ne sunt dați ca să îi creștem, să-i formăm, să-i educăm, dar ei sunt ai Domnului. Apoi, să fim convinși că noi putem păzi de toate influențele din această lume. Deci, oricât de protectivi am încercat să fim, e foarte important în procesul acesta al conducerilor înspre mântuire să ne rugăm constant pentru ei, să ne rugăm cu ei. Vedem că Ana s-a rugat să-l aibă mai întâi pe Samuel, apoi s-a rugat să fie un copil spiritual, să aibă un viitor special. Cineva spunea până la 12 ani, noi trebuie să ne rugăm pentru noi, ca să știm cum să-i creștem. Iar de la 12 ani să ne rugăm ca ai noștri copii să facă alegeri bune. De ce 12 ani? Cercetătorii spun că copiii se decid pentru Hristos până în jurul vârstei de 12 ani. Nu știu că are vreo legătură cu faptul că la 12 ani Domnul Iisus s-a dus în templu, dar cred că este o vârstă foarte, foarte importantă. E foarte adevărat că nu putem avea siguranța că ei vor face tot ceea ce am învățat. Dar cel puțin nu vom avea regretul că nu le-am spus adevărul, că nu le-am pus acest adevăr în minte și în inimă. Apoi, în procesul acesta al conducerii copilului spre mântuire, Solomon spune în Proverbe 22:6, din nou un text foarte cunoscut, că trebuie să învățăm calea. Adică să le punem, să le dăm jaloanele corecte. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va îndepărta de la ea. Un exemplu foarte, foarte concret. Ieri am slujit într-o biserică din București și la sfârșitul programului a venit o persoană de vreo 30-40 de ani la mine și mi-a spus, știu că nu mă cunoașteți, vreau să vă spun că pe vremea când erați păstor în Biserica Betania, eu eram copil, adolescent, mama mă ducea la biserică și venea mai mult forțat la biserică. Zice, dar dumneavoastră a stat de vorbă cu mine atunci, ați tot încercat să mă convingeți, să mă apropii de Domnul, n-am făcut-o atunci. Abia acum 5 ani mi-am predat viața Domnului. Deci ceea ce semănăm în copil de mic va duce roadă și e acel transfer de valori pe care trebuie să-l facem și la asta cred că o să revenim puțin mai târziu. Apoi la fel de important este să le exemplific eu ca și părinte prin viața mea frumusețea mântuirii. Pentru că dacă ei vor vedea cât de frumos este să fii mântuit, își vor dori și ei să meargă pe această cale. Și la fel de important să nu abdic de la rolul de părinte. Sunt foarte importanți primii 7 ani, așa cum se știe, nu? Cei 7 ani de acasă. De fapt, călugării iezuiți aveau o maximă care spunea exact așa, dați-mi un copil să-l cresc în primii 7 ani, iar eu vă voi da omul. Și în tot procesul acesta, cred că trebuie să nu uit să-l iau pe Dumnezeu ca partener. Îmi place un alt verset pe care de foarte multe ori îl folosesc și îl dau ca îndemn părinților. În Plângerile lui Ieremia, capitolul 2, versetul 19, Ieremia spune să ne ridicăm mâinile spre Domnul pentru viața copiilor noștri. Când nu mai știm ce să facem, atunci când ridici mâinile, este ca și cum te predai, nu? Te predai Domnului și spui, Doamne, ți-l încredințez ție. Și un lucru la fel de important, cred că, este să-i învățăm să răspundă lui Dumnezeu. Poate chiar mai important decât să învățăm să ne răspundă nouă, este să-i ajutăm să discearnă vocea lui Dumnezeu. Mă uit tot la exemplu pe care l-am dat puțin mai devreme. Samuel, de data aceasta, nu era sub privirile Anei, era sub privirile lui Eli. Dar când aude acea voce în timpul nopții, el vine la Eli crezând că Eli l-a chemat. Vocea se repetă de 3 ori și înainte de a treia chemare, el îi spune, știind că Dumnezeu îl cheamă, dacă vei mai auzi încă o dată această voce, să spui, și noi folosim de foarte multe ori această expresie, bineînțeles, într-un alt context, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Eu cred că este atât de important să îi ajutăm pe copiii noștri să știe cum să-i răspundă Domnului. Atunci când aud vocea Domnului și pot să audă în foarte multe situații, în diverse împrejurări. Și aș încheia poate răspunsul la această întrebare. Am fost surprins chiar zilele trecute, am găsit această
informație care circula pe internet. Este vorba de un om de radio, Daniel Buzdugan, care a făcut această afirmație foarte interesantă. El a spus așa: datoria principală a unui părinte este să-l pună pe Hristos în inima copilului său. Și am rămas foarte impresionat și am spus: exact asta este ceea ce trebuie să facem ca să-l ajutăm pe copil, să-l conducem înspre mântuire, pentru că noi nu putem să-l mântuim, dar Dumnezeu poate lucra la inima lui, la viața copilului. Ce aș sugera, aș lua din lista aceasta de 6-7, nu am numărat câte sunt, ce aș sugera în domeniul așezării limitelor. Și a spus ceva despre jaloane. Să se roage, să așeze jaloane. Ce a sugerat părinților? Cum ar trebui să fac acest jalonare, să zic? Da, asta ține de transmiterea valorilor. Și nu pot să transmit ceea ce nu am. Și aici aș intra puțin în aspectul acesta al învățăturii pe care Biblia ne oferă cu privire la rolul nostru ca și părinți. Și aici mă duc la un alt text foarte cunoscut și acesta, din Deuteronom, capitolul 6, de la versetul 4 până la versetul 9. Este un text pe care chiar am putea să-l citim, pentru că este exact acest mandat al educației pe care Dumnezeu l-a încredințat părinților. Și el începe cu acest Shema Israel, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Jaloanele se găsesc aici. Noi trebuie să le punem aceste jaloane corecte. Calea despre care Biblia vorbește este exact această cale pe care Dumnezeu ne-a trasat-o. Însă noi nu vom putea să punem jaloane dacă aceste jaloane nu sunt și în viața noastră și nu le respectăm noi. De aceea cred că principiul de bază atunci când vorbim despre ai conduce pe copii înspre Hristos este acest principiu al integrității personale. Vorbeam și puțin mai devreme despre exemplu în pasajul pe care l-am citit. Aici cred că Dumnezeu de fapt descrie statutul acesta moral spiritual al părinților și apoi metoda pedagogică pe care trebuie să o folosim. Din textul pe care l-a citit înainte de a merge mai mult înspre principii, am observat următorul lucru care mi se pare esențial, și anume iubirea de Dumnezeu mai presus de iubirea față de copii, exact. Centrare pe Dumnezeu mai întâi și după aceea pe copii, ceea ce am văzut că astăzi lucrurile par inversate. Oamenii se centrează mai mult pe copii, pentru binele copiilor lor, ceea ce e un lucru bun să fii preocupat de binele copilului tău, dar ei nu încep cu Dumnezeu, ci încep cu copilul așezat în centru, de fapt ceea ce umanismul face în esență. Cât de mult această iubire de Dumnezeu ajută părintele de fapt să ajungă la scopul pe care îl are binele copilului lui, să tipărească aceste porunci în inima copilului lui. Exact așa începe textul pe care l-am citat. Cea mai mare poruncă. De ce Dumnezeu spune părintelui înainte de toate să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, și apoi aceste porunci pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Deci, cu alte cuvinte, eu trebuie să fiu cel care să mă îmbogățesc spiritual ca să pot oferi din această bogăție copilului meu. Și eu cred că modelul acesta, modul în care copilul vede că eu îl iubesc pe Dumnezeu, îl va putea copia. Pentru că asta îmi doresc și eu. De fapt, dacă vreau să-l ajut pe copil
să se formeze, să-și formeze caracterul, țintesc evident să aibă un caracter asemenea Domnului Iisus Hristos. Atunci modelul acesta trebuie să-l pun înainte. Iubirea mea pentru Domnul, el trebuie să o vadă, să o găsească, și pe asta pot chiar să mai insist puțin, pentru că eu cred că asta e greutatea procesului. Primul factor formativ este exemplul. Îmi place expresia asta și o regăsesc de foarte multe ori în Scriptură. Domnul Iisus este exemplul suprem. Greutatea procesului constă în faptul de a fi înainte de a face și a face înainte de a învăța pe alții. Eu nu pot să învăț dacă nu fac ceea ce învăț și nu pot să fac dacă nu sunt. Deci totul depinde de acest exemplu personal. Cineva spunea: copiii înțeleg ceea ce aud, dar fac ceea ce văd. Eu trebuie să-L iubesc pe Domnul, versetul 5, asta îmi spune, și apoi poruncile Lui să le am în inima mea. Și nu cred că pot să-i dau copilului meu mai mult din Dumnezeu decât este în mine. Asta ține de exemplu personal. Dar ați folosit o expresie, și anume factorul formativ sau elementul formativ esențial este exemplu personal. Acum, noi cei care ne mișcăm prime de educație știm că factorul formativ fundamental este transmiterea de cunoștințe, și noi suntem așa de mult centrați pe cunoaștere, tradus în zona noastră curriculum, plan de învățământ, programă școlară și așa mai departe. Pe ce vă fundamentați? Deja ați explicat fundamentul Scripturii, dar cum se traduce acest lucru în educația, în familie și în școală, până la urmă urmei? Cred că se traduce foarte bine. Eu cred că această transmitere de cunoștințe este automat pe locul 2 sau, eu știu, pe un alt loc, în niciun caz pe primul loc. Din moment ce exemplul personal sau exemplul acesta personal primează. Și pot să aduc în discuție și, eu știu, ceea ce se întâmplă efectiv și în școală, că tot ați amintit despre asta. Cred că și în școală, vedeți, impactul pe care îl are materia pe care o predau sau disciplina de studiu, cercetările spun, asupra vieții copilului se duce până înspre 10%. 90% este impactul pe care îl are profesorul în viața copilului. Și atunci, asta confirmă ceea ce am spus și cuvântul lui Dumnezeu are dreptate, da? Profesorul contează mult mai mult decât materia pe care o predă. Și elevul va fi îndrăgostit de materie în măsura în care va... În mare parte, un copil în școală se îndrăgostește de materie și în funcție de profesorul care predă materia respectivă. Adică unui copil poate să-i placă o anumită disciplină sau să aibă înclinație înspre o anumită, să spun așa, direcție, dar dacă profesorul nu îi imprimă sau nu îi inspiră acel drag de disciplină, s-ar putea să nu reușească prea mult. Deja am intrat în zona principiilor fundamentale cu privire la educarea copiilor. Ce alte principii am putea adăuga? Deci, principiul fundamental l-am enunțat deja. Cred că mai apoi, nu știu dacă neapărat aceasta ar fi ordinea, următorul principiu ar fi acest principiu al transmiterii valorilor biblice. Eu trebuie să transmit cuvântul lui Dumnezeu. Asta îmi spune Deuteronom, să le întipăresc în minte, să vorbesc despre ele mereu, constant. Asta e metoda pedagogică. Cineva numea această metodă permanența spațiotemporală. Peste tot pe unde copilul se învârte, el să poată avea înaintea ochilor, să aibă acces la aceste valori ale cuvântului lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o experiență. Am fost cu tinerii odată de un colind în vizită la cineva. Mergeam să îl colindăm. Și ce ne-a surprins a fost când am intrat în holul apartamentului, peste tot erau din tavan
agățate bilețele pe care erau scrise versete biblice. Și mi s-a părut foarte, foarte valoroasă această experiență. Să mergi prin apartament și să dai din loc în loc peste aceste versete Cuvântului Dumnezeu. Acum, când vorbesc despre transmiterea valorilor Cuvântului Dumnezeu, este important și ce transmit, și am spus foarte clar, e important să insist pe Cuvântul lui Dumnezeu, dar și cum transmit. Și de principiul acesta sunt legate mai multe lucruri. În primul rând, consecvența. Și când spun consecvență, asta nu înseamnă cicălire și nu înseamnă nici repetare mecanică, pentru că asta s-ar putea să-l conducă pe copil la a fi întărâtat la mânie, ceea ce ne spune Pavel în Efeseni, capitolul 6. Și cred că transmiterea acestui mesaj, acestor valori, trebuie făcută clădind o relație de comunicare care să fie asigurată de dragoste. E foarte importantă relația. În comunicarea cu copilul, ce relație stabilesc cu el. Și sunt foarte mulți autori de specialitate, de exemplu Larry Crabb numește această relație conectare. John Ortberg o numește moment uman. Mi-aduc aminte de exemplu, întâmplarea în care la Domnul Iisus vine un tânăr, nu? Și răspunsul pe care Domnul Iisus îl dă înainte de a îi răspunde problemei sau întrebării lui, textul ne spune că s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis. Și m-am întrebat oare cum a demonstrat Domnul Iisus acest sentiment al dragostei. Poate că l-a luat de după umăr, sau, dar i-a transmis această dragoste. Și copilul trebuie să simtă lucrul acesta. Deci comunicarea trebuie să fie asigurată de dragoste și tot în spectrul acesta al transmiterii valorilor biblice, cred că intervine și factorul timp. Timpul care trebuie să fie și de calitate, dar și cu cantitate. Deci ambele cred că sunt importante, să-i acord și timp suficient, și când spun asta mă refer la investiția aceasta cantitativă, dar și timp de calitate. Pentru că tot am vorbit despre această transmitere a valorilor și am făcut legătura cu ceea ce spune Pavel în Efeseni 6, cum pot fi copiii întărâtați la mânie. Vorbim despre comunicare. Păi, în primul rând, prin vorbe neînțelepte. Poate că de foarte multe ori frustrarea mea este exprimată în cuvinte și copiii aud această frustrare. Și o vorbă neînțeleaptă care îi poate întărâta la mânie. Sau prin cerințe absurde, nerezonabile. Nu? Dacă îi cer copilului să facă lucruri poate umilitoare în fața prietenilor lui. Sau prin lipsa aprecierii, lipsa încurajării. Pentru că eu cred că orice copil, pe lângă prostiile pe care le face, face și lucruri bune. Și copiii obișnuiesc să și viseze. Și atunci când visează și când au curajul să o facă, poate noi de foarte multe ori le tăiem aripile. Apoi, mai este un principiu la fel de important, principiul corectării în dragoste. Din nou, aș putea să insist mai mult pe exemplul Domnului Iisus aici, dar doar dacă ar fi să trec foarte repede peste procesul acesta al disciplinării, pentru că la asta se referă, știm că disciplinarea este de mai multe feluri. E o disciplinare preventivă, una corectivă și una punitivă. Noi de foarte multe ori ne ducem direct la ultima sau pedeapsa este ceea ce avem noi în minte atunci când ne gândim la disciplinare. Dar disciplinarea preventivă înseamnă a-i oferi învățătură, sfat, îndemn. Corectarea o fac prin mustrare, este nevoie și de asta. Și apoi pedeapsa. Și sunt mai multe principii ale disciplinării aici, pe care le putem dezvolta dacă considerați că este important. Dar este un principiu al corectării în dragoste. Și, de exemplu, atunci când disciplinez, și mă refer la această disciplină punitivă sau administrarea pedepsei, știm că pedeapsa trebuie să fie diferențiată în funcție de particularitățile de vârstă, dar și în funcție de greșeala sau de abaterea comisă. Și ea trebuie să vizeze călcarea unui principiu, nu neapărat o greșeală copilărească pe care a făcut-o. Sau un moft al părintelui. Sau un moft, nu? A spart un vas. A fost o întâmplare, o greșeală. Pentru asta nu trebuie să aplic această disciplinare punitivă. Apoi să disociez fapta de persoana vinovată.
când disciplinez să spun tatăl te iubește, dar nu-mi place atitudinea asta a ta, sau să o aplic cu consecvență și cu măsură, să nu o fac cu răzbunare, să nu fie izvorâtă din frustrarea mea, ci să o fac ca și un gest, o atitudine de ascultare față de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne cere să intervenim și în felul acesta în corectarea copilului. Și în final ea vizează nu numai eliminarea unui comportament, și aici iar este un lucru foarte important. Eu prin această disciplinare eu trebuie să țintesc înspre schimbarea gândirii și a inimii, și aici apare un alt principiu, acest principiu al formării de convingeri, nu doar schimbarea temporară a unui comportament, pentru că cred că educația biblică se adresează inimii și acolo trebuie să ajung, la inima copilului. Să nu mă opresc doar la schimbarea unei atitudini comportamentale, să apelez la conștiință. Asta este valabil și în contextul școlii, evident. Nu câștig nimic dacă l-am făcut pe elev să respecte un regulament, dar nu o face din convingere, ci o face doar, eu știu, de frica consecințelor. Ați enunțat deja câteva principii, dacă am putea să le reluăm așa, un sumar al principiilor, să vedem care sunt pentru telespectatorii noștri, să ne readucem aminte principiile care le-a spus, să facem un sumar. Da, înainte de asta mi-am adus aminte de o imagine care cred că este foarte importantă și cu asta pot să rămână mult mai bine ascultătorii în minte. Doamna Paraschiva Pop a scris o carte, Copilul ca dar și responsabilitate. Și în acea carte, vorbind despre disciplinare, a creat această imagine, casa disciplinării. Spunea că această casă a disciplinării are temelia dragostea. Deci la temelie trebuie să fie dragostea. Apoi gardurile sunt regulile familiei, sunt acele limite impuse, acele jaloane pe care familia le-a stabilit, bineînțeles, bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Pereții casei sunt această disciplinare punitivă și acoperișul este iertarea. E foarte important ca atunci când, eu știu, copilul și-a îndreptat atitudinea, a învățat lecția, să-i se ofere iertare. Așa cum, revenind la principii, principiile ar putea fi enunțate așa, deci disciplinarea trebuie să fie diferențiată în funcție de particularitățile de vârstă, este foarte clar, dar și în funcție de greșeală. Nu? Pentru că pedeapsa trebuie să vizeze greșeala și, când spun asta, mă refer la călcarea unui principiu. De exemplu, ea poate să vizeze minciuna, furtul, viclenia, răutatea, neascultarea, sfidarea autorității, probabil, sau călcarea unor reguli. Deci, pentru asta pedepsesc, nu pentru o greșeală copilărească. Apoi, trebuie să disociez fapta de persoană. Mă adresez faptei, dar iubesc persoana pe care o disciplinez. Trebuie să o aplic cu consecvență, pentru că dacă atunci când face copilul ceva rău, l-am pedepsit acum și data viitoare l-am pedepsit, copilul nu mai înțelege. Deci trebuie să fiu consecvent și cu măsură în aplicarea disciplinei și apoi să nu fac ca o răzbunare sau să nu las ca această disciplinare să izvorască din frustrarea mea, ci ca o ascultare de Dumnezeu pentru binele copilului, pentru că știm că scopul disciplinării este în cele din urmă îndreptarea. Și spuneam în final că ea trebuie să vizeze numai eliminarea unui comportament greșit, ci să meargă dincolo la schimbarea gândirii și a inimii copilului. Copilul trebuie să fie adus în punctul în care ceea ce face să facă dintr-o convingere corectă, dintr-o convingere bună, dintr-o convingere curată. Deci, să fim un exemplu, este principiul fundamental, să transmitem valorile Sfintelor Scripturi, care le găsim acolo, să disciplinăm, nu știu dacă am pierdut ceva din aceste principii generale de educație, mai era vreun principiu pe care vreți să le enunțați? Da, să disciplinăm, adică să-i corectăm în dragoste și în final să vizăm
formarea de convingeri. Deci să ajungem la inima copilului, să nu ne oprim doar la schimbarea comportamentului. Interesant este că acționarea doar asupra în educație, doar a schimbării comportamentului a născut frustrare, o doză de rigiditate, legalism, să-i spunem așa, în copii, și efectul n-a fost de durată, ci a fost poate corectare de moment a unui comportament nepotrivit. Dacă ar fi să discutăm puțin despre această relație familie cu celelalte două instituții lăsate de Dumnezeu, și anume biserica și școala, ce ați putea să ne spuneți în procesul acesta al educării copiilor, care ar fi această relație? Da. Acum, agenții educației sunt toate influențele modelatoare care acționează asupra copiilor. Și am vorbit despre părinți, familia, evident, mandatul educației a fost încredințat în primul rând de Dumnezeu familiei, părinților. Dar pe lângă familie, tot o influență modelatoare oferă și școala, biserica, anturajul, mass media și putem adăuga. Sunt și unele care au apărut recent. Un autor pe care l-am citit și îmi place foarte mult abordarea lui, Ted Tripp, spune la un moment dat că viața este ca o sală de clasă. Și ăsta este adevărul. Pentru că copilul învață în orice moment al existenței lui. Predarea și învățarea sunt un proces care durează 24 din 24. Și ăsta e pericolul. Și sunt multe nevoi pe care le are copilul. Copilul are nevoi fizice, nevoi emoționale, nevoi intelectuale, nevoi spirituale, chiar și nevoia de libertate, această nevoie de îndrumare și control. Și nu toate aceste nevoi sunt adresate permanent de către părinți. De exemplu, de la vârsta de 6-7 ani intervine școala. Biserica și are și ea rolul ei. Acum, condiția reușitei în educație, cred că este aceasta: familia, biserica și școala ar trebui să fie pe aceeași pagină. Să contribuie armonios la această dezvoltare holistică a copilului, pentru că se vorbește foarte mult despre dezvoltarea holistică. Și din punctul acesta de vedere aș putea spune că doar educația creștină îmbină perfect această idee sau aduce cele trei instituții la oaltă. Familia, așa cum am spus, are rolul determinant, dar biserica și școala creștină trebuie să fie parteneri mergând în aceeași direcție. Nu vreau să disociez lucrurile, să spun, mă îndrept doar înspre școala creștină, dar noi am vorbit despre transmiterea valorilor cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci eu trebuie să fiu atent ca și școala să contribuie la același demers pe care eu ca și părinte îl fac în direcția aceasta. Știm că, eu știu, copiii petrec poate chiar mai bine de jumătate de zi în contextul acesta al școlii și în anturajul colegilor. Școala își are rolul și în formarea aceasta intelectuală și morală a copiilor. Am spus puțin mai devreme că impactul major și în școală asupra copilului îl are profesorul. Și de aceea este foarte important ce oferă școala. Bob Tolbert spunea: dascălii buni costă, dar dascălii răi costă și mai mult. Pentru că dacă un dascăl rău conduce copilul într-o altă direcție decât eu ca și părinte l-am educat, atunci eu trebuie să investesc mult mai mult în a îndrepta ceea ce nu a fost clădit corect. Și din nou vorbind despre rolul profesorului, Carl Menninger spunea: ceea ce este un învățător este mult mai important decât ceea ce învață el. Ne întoarcem la principiul fundamental, acel principiu al exemplului. De partea cealaltă, biserica contribuie și ea la această formare, aș putea spune, creștină sau spirituală a copilului. Și dacă ele lucrează împreună, într-un parteneriat, atunci vor merge în aceeași direcție și ceea ce îl învăț eu ca și părinte va fi continuat de școală, va fi însoțit de ceea ce biserica face
Și cred că doar așa se poate împlini ceea ce spune un alt pasaj din Scriptură, pe care nu o să insist prea mult, Psalmul 127. Văd acolo o altă ilustrație foarte interesantă cu privire la copii. Ce sunt copii? Da, copiii sunt ca și niște săgeți puse în tolba părinților. Sunt acele săgeți de războinic și cum pot să-și unească cele trei instituții forțele pentru a realiza formarea caracterului? Aici este o altă discuție care poate merge foarte, foarte mult pe aspectul acesta. Imaginea din Psalmul 127, când pun săgeata în arc, eu dau o direcție săgeții. Copilul este ca și o săgeată. Eu ca și părinte îi dau o direcție în viață. Dar după mine, el poate să fie preluat de un alt arc. Intervine școala, ar trebui ca direcția să fie aceeași. De aceea am spus că eu cred că acest parteneriat funcționează doar dacă vorbim despre familie, biserică și școală, care sunt pe aceeași pagină în educația copilului. Apoi, bineînțeles că îmi doresc ca al meu copil să ajungă mai departe decât mine sau să-și atingă potențialul. Și aici familia își face rolul ei, școala contribuie și ea și biserica de asemenea în formarea caracterului. Și în final, cred că poate în aspectul acesta biserica are un rol foarte important. Când pun săgeata în arc, eu țintesc și vreau să țintesc în centru. Centrul este Dumnezeu. Cred că împreună trebuie să gândim aspectul acesta, să-l centrăm pe copil în Dumnezeu. Pentru viitorul lui, nu în noi înșine sau în ei. Chiar mă întrebam, mi-a pus întrebarea aceasta de multe ori, părinții vor să le ofere o perspectivă de viitor și să ajute pe copii să aibă succes în carieră și investesc pentru asta. Să obțină rezultate foarte bune la învățătură și le pun meditatori. Și sunt meditații la discipline de bază, mai ales discipline pentru examen. Acolo unde eu, ca și părinte, probabil nu mă simt la fel de bine pregătit, cu toate că ar trebui să fiu foarte bine pregătit, poate că trebuie să apelez la ajutorul uneia care poate să vină în parteneriat cu mine ca să zidim împreună un caracter frumos. N-am auzit despre meditații, eu știu, cu privire la relația unui copil cu Dumnezeu, dar poate că și asta ar fi interesant. Conceptul uceniciei. Conceptul uceniciei, sigur. În familie. Este foarte important. Am vorbit până acum, am început cu unde se află un copil din punct de vedere spiritual atunci când vine în lumea aceasta și am pus în lumină în această discuție mai mult sau în plus, încă o dată, ideea de condiție păcătoasă a copilului. După aceea am vorbit despre nevoia copilului de a avea o inimă schimbată, o viață schimbată. În conceptul mântuirii noi găsim această schimbare fundamentală pe care un copil ar avea nevoie și toți dintre noi, cei care ne-am născut în lumea aceasta. Ne-ați vorbit despre principii de educație în familie, în școală, relația dintre biserică, școală și familie. Știu că n-am atins foarte mult din perspectiva copilului în această emisiune, vorbim de copilărie, dar din perspectiva copilului, pentru că am plecat la drum setând o anumită perspectivă, perspectiva aceasta de sus, dinspre Dumnezeu, da, cum se văd lucrurile, nu atât de mult dinspre ce crede părintele, ce cred copiii, dar dacă ar fi să ne uităm totuși din perspectiva unui copil, ce ar trebui să facă tot din perspectiva unui copil, privind și fundamentat pe învățătura Scripturii, ce ar trebui să facă un copil pentru că acest proces de educație să ajungă la o finalizare bună, să-și atingă obiectivul în viața unui copil? Ce trebuie să facă în relație cu părinții? Deci, în primul rând, cred că ar trebui să fie deschis
aș împărtăși frământările și trăirile lui. Această, mă întorc la relația care, bineînțeles, părintele este cel care o inițiază. O relație caldă, o relație de dragoste, o relație în care comunicarea este efectiv fundamentată pe această dragoste. Copilul trebuie să fie sigur că acesta este contextul lui safe, în care poate să spună absolut orice, chiar să și greșească prin ceea ce spune, pentru că părintele, în cele din urmă, îl va ajuta și intenția părintului, evident, este întotdeauna bună. Deci, copilul cred că trebuie să aibă încredere în părinte. Această încredere este clar ceva ce se construiește și ea este fundamentată pe dragostea pe care părintele îi oferă, pe modul în care părintele se raportează la copil. Ascultarea este elementul fundamental și această ascultare, evident, că vine din încrederea pe care copilul o are în părinte. Eu văd lucrul acesta, deci în relația cu, acum, fiica noastră cea mare este căsătorită, dar cea mică este încă cu noi, este aproape de vârsta adolescenței și ea are o deschidere foarte mare. Vine și ne împărtășește absolut ce i s-a întâmplat, prin ce experiențe a trecut. Și noi trebuie să fim foarte atenți să nu o îndepărtăm prin reacția noastră, ci să păstrăm acest cadru safe pentru ea. Relația aceasta de încredere este fundamentală. Și când copilul se simte iubit, când copilul are încredere să spună absolut orice gândește, fără teama de, eu știu, a fi repezit sau pur și simplu criticat, ci cu atenție, cu înțelepciune, părintele să-i răspundă la frustrările sau la întrebările, la frământările pe care copilul le are, copilul va crește frumos. Deci, contextul acesta al familiei este un context al siguranței pentru copil. El trebuie să aibă sentimentul acesta, că este în siguranță. Da, mulțumim foarte mult pentru ceea ce ne-a spus. Ne apropiem de încheierea acestei emisiuni. Cu siguranță ar fi fost și o sumedenie de întrebări cu privire la cazuri specifice, probleme specifice pe care familiile sau tinerii le au în relații cu familiile, aspecte legate de școală și de modele educaționale, dar scopul emisiunii n-a fost să atingem toată paleta aceasta, ci să afirmăm în sumar, să spun așa, ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul său despre copii, copilărie și relația dintre cei care sunt chemați de Dumnezeu să fie factori formatori în viața unui copil. La încheiere, știind contextul în care noi ca și români trăim, care familiile din România trăiesc, care ar fi dorința dumneavoastră pentru familie și pentru copii în România? Ce gânduri, cu ce gând ați încheia această emisiune? Da, chiar puțin mai devreme mă gândeam la aspectul acesta, văzând lucrurile din perspectiva unui copil. Cred că un copil își dorește ca părintele să devină și copilăros uneori. Adică se coboare la nivelul lui de înțelegere, de gândire și cred că ceea ce mi-aș dori să văd în România, mi-aș dori să văd părinți care țin mai mult la importanța copilului și la formarea, la educarea copilului, înainte de a se gândi să-i asigure cele necesare. Sunt foarte mulți părinți care probabil insistă foarte mult pe, eu știu, să le asigure viitorul, să aibă valori materiale copiilor și pentru asta sacrifică și e frumos că fac acest sacrificiu, dar noi ne confruntăm la noi în țară cu acest fenomen care a devenit
chiar foarte, foarte real și este o problemă acută. Vedem și la nivelul școlii lucrul acesta. Sunt părinți care probabil sunt nevoiți să plece în străinătate, să câștige bani ca să le asigure acest viitor copiilor, însă copiii rămân și sufăr și le duc dorul părinților și eu cred că nevoia principală a copilului este să-l aibă pe părinte lângă el. Mai ales în momentele acestea, în perioada cât ei sunt la școală, mai mult ca oricând, părintele este foarte important și mi-aș dori ca familiile să înțeleagă aspectul ăsta și să schimbe probabil modul de a gândi, să privească cu mai mult interes la nevoia copilului de timp, de calitate și timp cantitativ pe care copilul să-l petreacă cu părintele. Dragostea să nu fie doar declarativă, ci demonstrată prin prezență, să fie lângă ei în momentele cele mai importante ale copilului pe care le parcurge. Și această perioadă a copilăriei înspre preadolescență și adolescență este importantă prezența părintelui. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră la această emisiune, experiența dumneavoastră și pregătirea și tot ceea ce Dumnezeu v-a înzestrat în anii acestea a fost o reală binecuvântare pentru noi, pentru toți cei care au ascultat și sperăm să mai facem emisiuni pe tema educației și pe mai departe. Vă mulțumesc, vă doresc succes dumneavoastră în ceea ce faceți, în educarea tinerilor, copiilor, iar celor care ne-au urmărit în seara aceasta, vă doresc mai întâi de toate copiilor o copilărie fericită, la mulți ani tuturor copiilor și vreau să vă aduc aminte despre importanța ascultării, ascultarea de Dumnezeu și ascultarea de părinți care vor lucra în noi, cei care suntem copii, cât și în părinții noștri, ceea ce va fi plăcut lui Dumnezeu și viața noastră va fi cu adevărat fericită. Vă doresc o viață fericită vouă copiilor și nouă celor care suntem părinți. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. O seară bună, la revedere, pe curând!